În ultimii ani, pe site-urile de specialitate au devenit extrem de populare anunțurile de vânzare pentru bancnotele și monedele românești vechi, precum și alte obiecte nostalgice care au atras ochiul cumpărător al colecționarilor. Dacă ai și tu asta prin casă, te poți îmbogăți. Copiii anilor 80 și 90 sigur își amintesc în detaliu obiectele pe care le strângeau bunicii în căsuța lor, de la celebrul pește care trona pe mileul de pe televizor, la carpetele cu scene mitologice, bibelourile clasice, patefonul și alte obiecte care le induc astăzi o stare de melancolie. În ultimii 10 ani, pe site-urile speciale de anunțuri, românii au scos la vânzare tot felul de obiecte care în prezent valorează o avere, fiind vânate de către cei mai pretențioși dintre colecționari. Deși în zilele noastre, radioul de epocă, cel cu tub, se mai poate găsi în muzee și la diverse expoziții vintage, fiind considerat o adevărată piesă de colecție, unii români pot obține sume frumoase de bani dacă reușesc să-l vândă unor persoane care îi pot aprecia adevărata valoare. Pe platforma OLX, un român a scos la vânzare un radio Capri 6401 cu tuburi de epocă fabricat între anii 1963 și 1964. Este unul dintre radiourile cele mai prestigioase din blocul comunist, vârf de gamă al producătorului, înglobând cele mai performante soluții ale vremii, precum intrare și etaj audio stereo, difuzoare de înaltă calitate, fiind primul model al producătorului cu unghiuri drepte, adaptat stilului de design scandinav al epocii, sună anunțul internautului de pe OLX. În ceea ce privește prețul, proprietarul radioului cere suma de 2200 de lei persoanei care se va decide să-l achiziționeze. De asemenea, utilizatorul OLX susține că radioul este în stare funcțională. A fost produs special pentru Republica Populară Română, dovadă fiind scala de sticlă ce are notațiile cu prescurtări ale limbii române. A completat proprietarul obiectului. În epoca regimului comunist, românii ascultau la radio, ascuns posturi precum Radio Europa Liberă, Radio Libertatea sau Vocea Americii. Cei care erau prinși de către simpatizanții dictatorului Nicolae Ceaușescu erau imediat turnați la securitate, fiind acuzați de faptul că ar fi ascultat informații care se opuneau regimului, acțiune pentru care erau aspru pedepsiți, relatează playtech.ro.